Bună ziua, sunt doctorița Lucigan, reprezint, sunt șefa secției de obstetrică ginecologie și reprezint secția într-un fel oarecare. Eu consider aici că suntem în fața unei diferențe de opinii, de acum și de obiective, sunt de acord cu domnul Ilian Sârbu în totalitate. Suntem aici nu să ne certăm, nu să... Noi vrem un scop nou, toți vrem, același scop. Să se nască în Sighișoara, să se dea naștere la vieți sănătoase, într-un lucru, eu consider că viabil, momentan. De unde s-a pornit asta? Întrebările. De unde s-a pornit asta? S-a pornit de unde? După un vis de acum 10 ani în care un studiu de fezabilitate făcute pentru un spital nou, am visat toți, știm foarte bine acest lucru. Toate colegele mele râdeau de mine că eu chiar am stat și am crezut în acel creier. S-a dărmat. Peste noapte, așa cum au crescut, așa s-a și dărmat. Au crescut mai greu, dar s-a dărmat peste noapte. Au început reabilitările, fiecare secție și-au văzut obiectivul, s-au reabilitat toate secțiile, au încercat să-și facă cât de cât loc mai bun, atât pentru pacienți, cât și din punct de vedere medical, să meargă lucrurile bine. Din păcate, la noi a fost abandonat asta. Au venit o grămadă de firme, toată lumea a ridicat din umeri, nu se poate. Maternitatea este un moment istoric, cu o structură de rezistență grav afectată. Știm foarte bine că demisorul clădirii se află cu pereți, are pereții profiți cu druci de fier. Motiv pentru care s-a pornit acest gând de a ne muta, de a face ceva pentru maternitate. Din păcate, maternitatea arată cum arată. O știe toată lumea. De la intrare este extrem de nevinitoare. Demisolul clădirii este infiltrat cu canalizare defectuoasă, cu un miros în care nu toată lumea, poate că știe poate toată lumea cum este demisolul clădirii. Credeți-mă, la cabinetul de urgență, eu și cu colegele mele, noi nu ne groază să intrăm și nu ne place să intrăm și știe toată lumea lucrul ăsta. Dar un om care vine în suferință, un om care vine cu durere în suferință. S-au făcut igienizări anuale, degeaba, unde fiecare an au apărut infiltrații. Secția de lăuțe în care dați 10-15 paciente și în care pot fi 10-15 paturi, are două grupuri sanitare, dintre care unul teoretic ar trebui să fie pentru personal. Avem o singură sală de operație, cum a subliniat și doamna doctor, mergem dintr-o parte în alta acum ca să operăm o ginecopată, o pacientă de ginecologie, fiindcă nu mai avem dreptul să operăm ginecopată în secția noastră. Este foarte greu să mergi cu cățel, cu cel să te duci la spitalul nou și să operezi, este foarte greu. În secția de ginecopate avem salonul în care foarte, credeți-mă, am avut paciente care nu sunt din orașul acesta, au venit din alte orașe. Am martori, au plecat plângând, au încercat de la demisol, erau oricum deprimate. Au urcat sus în ginecologie, au intrat în salon, au plâns, au zis, vor să ne operați dumneavoastră, dar nu putem aici. Vor să ne tratați dumneavoastră, dar nu putem aici. Au plecat plângând, credeți-mă, la consul și la media, despre ce una dintre ele a zis, nu pot să cred că mai există așa ceva. Este într-adevăr trist și pentru mine ca medic este... Nu vreau să mă jignească, dar pentru mine ca medic a fost greu lucrul ăsta. Zic, aveți opțiunea, sunt spitale private, dar eu vreau la dumneavoastră. Eu aici pot să vă operez, aici pot să vă tratez. Asta e opțiunea mea. Pentru menținerea unor infecții nosocomiale cât de cât la standarde, infirmierele și îngrijitoarele noastre muncesc dublu, triplu față de orice loc unde este nou și totul este cât de cât pus mai la punct. Se folosesc cantități mari de detergent și de toate dezinfectantele.
Pentru toate acestea și pentru multe altele pe care toți le știm și care s-au subliniat și așa, s-a venit această idee. Nu se poate face un... Nu, asta e. Trebuie să găsim o locație. S-a găsit locația. Am mers împreună cu colegii mei, invitați de doamna manager. Am văzut vechea policlinică. Credeți-mă, poate eu am fost chiar mai rezervată la început. Colegii mei au fost foarte încântați. Ne-am dus, am fost de acord. Pas cu pas, să mergi cu pași mărunți. Nu s-a pornit, doamnă asistentă, de ieri și de astăzi. Asta e un proiect care e pornit de 4-5 ani, nu vă supărați. Deci, nu s-a făcut, s-a mers pas cu pas. Toate lucrurile au mers pas cu pas, cu avizul, cu avizul Sanepidului. Cu avizul tuturor au fost chemați Sanepidul de la Târgu Mureș ca să vadă, să-și dea cu părerea. Nu se poate face peste noapte lucrul ăsta. Nu vă supărați. Și am mers acolo, am fost toți de acord, până la urmă, pe mine cel puțin m-a schimbat. Deci eu am văzut proiectul domnului Venicu în toamna anul acesta, am fost chemați la fel toți ca să ne dăm cu părerea despre acest proiect. Mie mi s-a părut un proiect viabil, fezabil, un proiect în care cât și cât de cât putem să scăpăm de mizeria în care ne aflăm, din păcate. Asta e realitatea. Eu am o întrebare. Oare de ce în urmă cu aproximativ 5-6 ani nu s-a pornit cu ideea de spital nou? Vechea administrație, de ce oare n-a pornit? Aveam pe vremea aceea 36 de paturi. Ne-au tăiat peste noapte 11 paturi, am ajuns la 25. Nimeni nu m-a întrebat absolut nimica. Nimeni nu m-a susținut. Am făcut o grămadă de hârtii în care am vrut să aduc la cunoștință că, uite, suntem cu singura... singurul loc unde asistăm nașterea, adică singur, pe o distanță de 120 de km între Brașov și Târgu Mureș, asistăm nașterea non-stop în urgență. Am făcut o grămadă de hârtii. Au ajuns pe apa Târnavei. Nimeni nu m-a susținut. În 2011 aveam ocuparea patului pe 25 de paturi, într-adevăr, de 89%. Acum pe ocupare, știți cât a scăzut în 4 ani? 62%. Da, pe ocupare de 62% pe 25 de paturi. Neonatul are, știu, 45% ocuparea paturi, câte știu, pediatria tot 40% și ceva%. Nu știu pe ce, eu sunt un biet muncitor sanitar. Oare când o să ajungă aceste date pe masa unui minister, cine va da avizul? Întreb, pentru atâta lucru. Deci pentru ocupare de 25 de paturi, e drept. Pe ocupare de 62% pe 25 de paturi. Oare, dacă mergem mai departe în halul ăsta, deci în 4 ani să scadă așa de mult ocuparea patului, în 4 ani probabil de vă desfința, poate că ăsta e scopul, să ne desfințăm, nu știu, probabil. Da, nici noi, oare ce facem noi? Ce facem? Dacă natalitatea scade în toată țara. Dar atâta timp cât în Sighișoara există zile și nu puține, în care se fac mai multe, se opresc mai mult viețile prin avortul la cerere decât se dă naștere, oare se va zice, pentru asta este nevoie numai de un cabinet, nu este nevoie de un spital nou. Eu cred că am încercat să îmbunătățim calitatea actului medical. Nu foarte, cât am putut și noi. S-a mai adus pe secție, câtă aparatură, s-a adus monitoare în ultimii ani, un cardiotocograf, un radiocautăr. Pe planul de achiziții din anul acesta este o masă de operație și lampă scialitică. E puțin probabil, dar este ceva. S-au scos posturi la concurs de ginecolog, din câte știu sunt 3 colegi care vor pe post, chiar pe modalitatea asta. Eu așa cred că așa, asta e credința mea. Nu cred că se poate, niciunde în țara aceasta nu s-a construit. Eu sunt din Brașov. Nu s-a construit în Brașov tot așa. Sau au plănit un spital nou. Să vedeți spitalul județean din Brașov cum arată, poate mai rău decât pe din afară cum arată acesta. S-a făcut o grămadă. Acum 5-6 ani se vorbea de spitalul din Brașov. Nu s-a făcut. Așa cred că eu. Așa ne luăm exemple pozitive. Același lucru se întâmplă și aici. Pe termen scurt și mediu, eu vă rog, așa consider și vă rog frumos să dați drumul acestui plan. Pentru ca viitor, pe un termen lung, să se construiască și să fie fiecărui sighișorean, să avem un spital nou. Și să dăm drumul la
glasul Domnului care ne zice, lăsați copiii să vină la mine. Mulțumesc! Alexandru, mă bucur că aproape toate punctele care doream eu să le ating au fost atinse înainte. În primul rând, vreau să spun un lucru. Atunci când te trezești la mijloc, ești foarte greu, să ieși bătucit. Ca să fac o precizare, s-a dus în discuție numele soției mele. Mâine cu mâine o să reiasă că, de fapt, ea avea cel mai mare interes. Nu cred. Ea și-a făcut numai slujba, și-a făcut datoria, așa cum și-ar face și dacă s-ar construi, de exemplu, o secție nouă. Cunosc bine soția și vă rog să nu o scoateți la înaintare, pentru că nu-i corect. Problema maternității o știu tot. Și domnul doctor Rolea, mai ales când era și consilier, și doamna doctor Mașca, și interesant este că probleme stringente apar mereu înainte de alegeri. Să vă dau un exemplu. Nimic nu este întâmplător. Contractul Globii de Gunoi a fost semnat, despre care tot discutăm, a fost semnat cu câteva zile înainte de alegerile din 2020. Cu două zile. Și este logic ca, ca orice proiect să fie folosit în campanie electorală. Și senzația mea este că la ora asta tenta este mai mult electorală decât într-adevăr interesează pe cetățeanul orașului. Și asta este trist. Pentru că mulți dintre cei care vă aflați în sală ați avut putere de decizie. Și n-ați luat decizie. Nu s-a legat nimeni de poarta primăriei să spună vreau o maternitate nouă. Sau vreau cutare. Nimeni. Din potrivă, când s-a luat hotărârea de Consiliul 2014, domnul Sârb a spus clar. Or fost de acord. După aceea să reiasă asta, asta și asta. Deci, eu vin cu niște propuneri. Să presupunem, oricum, este clar, o clădire nouă este totdeauna mai bună decât una renovată. Deci asta nu trebuie să fii nici, nu știu ce, nici specialist. Este logic să fie așa. Am fi vrut ca la dezbaterea asta să avem două panouri în care să ni se, pe o parte, să avem detalii. Cât ar costa? De unde obținem finanțare? Că orice constructor poate să facă o evaluare așa, 10% plus minus, cât ar costa o clădire nouă. Și aici văd că după nouă preț s-a ridicat la 2 milioane. Ar fi fost util ca în acel să știm și noi cu plusuri și minusuri care dintre cele două proiecte care se întrevăd ar întruni mai mult punctaj. Și atunci ar fi mai simplu de luat o decizie. Ar fi mai simplu de luat o decizie dacă ne-am adunat toți cei care într-adevăr avem interes și suntem specialiști. Eu nu sunt specialist. Eu știu doar atâta că este clar problema maternității a mai fost ridicată și nu a fost niciodată luată de gât. S-au venit în campanie electorală cu spital nou, așa cum s-a făcut și șoseaua, calea ferată Sighișoara Târgu Mureș, și așa s-a făcut și proiectul Nicolaescu. Bază. Deci când au multe chestii din astea politice, nu. Problema ar fi foarte simplă. Ia să vedem, golim maternitatea veche, clădirea maternității vechi. Ce facem? Oricum trebuie întreținută. Trebuie reabilitată și întreținută. Facem un spital nou, rămâne și clădirea policlinicii în situație de stand-by. Cine o întreține? Cât ar costa? Și ce putem face cu ea? Oare nu am putea valorifica cele două clădiri și să facem o secție nouă? Și asta e o idee care merită luată, zic eu, în considerare.
Deci astea trebuiau gândite de mult. Nu acum la repezeală, când fiecare acuză pe celălalt că de ce așa brusc și dintotdeauna. Eu cred că bunăvoință ar exista din partea fiecăruia să se întocmească niște studii clare care să fie făcute publice și prin care cetățeanul unit, pe cetățeanul interesează că va fi, vă spun sincer, că va fi în policlinica asta sau va fi, are nevoie de condiții. Și asta va fi chestia esențială. În rest, ar fi mai bine, uite, sunt oameni aici care gândesc, eu sunt convins că dacă ne-am așezat la o masă și am pune pro și contra de a să facem o socoteală, a ieși la liman. Altfel, nu vom ieși. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule! Da. N-am putut să te plaud că... Vreau să spun mai multe, dar domnul Boța a spus jumătate. N-am înțeles. Vreau să vă atrag atenția că doamna Mașca mai are 3 luni de mandat. Dumneavoastră, domnul Gavrilă, sunteți viceprimar, nu sunteți primar. Și mai aveți 4 luni de mandat. Domnii consilieri care sunt prezenți și care nu sunt, mai au 4 luni de mandat. Și eu cred că nu este moral să luați o decizie așa de destul de grea pentru oraș, care ar vitregi bugetul în timp de 4-5 ani. Eu zic că această hotărâre ar trebui să o ia următorul primar ales și următorul consiliu ales. Să nu lăsăm... Știți cum este în Consiliul Local, că ați fost consilier. Dacă vrea cineva să... Vrea partidul să treacă, trece, nu vrea partidul, nu trece. Să nu-i forțăm la sfârșit de mandat, să le pară rău, fiindcă în mandatul trecut s-a votat ECOSER-ul în ultimele 2 luni și plătim în fiecare an 1 milion de euro. Acolo este fiecare an. Domnul fost primar să facă o firmă. Vă mulțumesc! Bravo! Corect! Bravo! 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 Să vă auzi, mai de o dată, dar nu acolo. Acum te aprobă. Care este specialist pediatru, de fapt și de drept, înainte de a fi manager. Astfel, calculele matematice spun clar că facem câte 7-8 ori pe lună. Nu este un volum de muncă ușor de tolerat, dar îl facem. Trebuie să știți că în secția de pediatrie, în afară de cele 35 de paturi, în care nu adăugă părinte, sunt 33 de paturi de acut și 3 de sperare, avem de servicii ambulatorul integrat, și, în plus, mai avem de servicii camera de gardă. Camera de gardă care funcționează în sistem CPU. Unde credeți-ne că sunt gărzi cu 50-60 de consultații. În siguranță că nu avem nici de somn, nici de spațiu de recreere pentru medici sau, ne mai discutând, de lipsa acută de colegi. La toate acestea se adaugă despre ceea ce voiam să vă atrag atenția, urgențele neonatale.
este și sunt cuprinse în gata de pediatrie, ora 14. Deci, aceste urgențe de la, din compartimente de nou-născuți, pe perioada gărzii, tot medicul pediatru care și nu este specializat, dar nu am loc, este obligat să le asigure. Toți știm că este o specialitate mică, neonatologia. Mică și grea. O specialitate în care medicii tineri, absolvenții de medicină nu sunt interesați pe plan național, nu pe plan local. Sau nu numai pe plan local. Au fost însă cazuri despre care trebuie să luați la cunoștință de colegi pediatri care n-au venit în Sighișoara. Și în cazul sigur, cert, nu scopești. Tocmai din teamă de a asigura gata de neonatologie. Credeți-mă pe cuvântul și sau în urmă. Nu vă spun doar că în Sighișoara se întâmplă lucrurile astea. Sunt orașe de calea Sighișorii care funcționează exact la fel. Dar legal vorbind, suntem undeva la limită. Vreau să știți că noi cei din Sighișoara făcut și facem în continuare acest lucru. Și am fi foarte bucuros dacă și colegii ginecologi ne-ar sprijini prin acest respect al colegial, al gradului de competență pe care le avem. Respectiv acest grad al maternității de 1B. Și acest lucru ar fi mult, mult mai ușor dacă toate nașterile probleme ar fi întâlnise în condiții optime pentru a fi asistate la centrele de competență superioară. Și așa cum s-a spus, aici nu sunt multe. Sunt un procent de până în 5%. Deci nu ar avea de suferit chiar așa de mult nașterile pe ansamblu în Sighișoara. Doar că morbiditatea și mortalitatea ar fi mult mai redusă. Și cred că până la urmă asta ne vorbim noi ca medici și fiecare dintre noi ca oameni. Nu vreau să vă rețin atenția cu date statistice. Desigur, i-ați auzit, le cunoaște sau poate nici nu au relevanță în discuția dată. Aici a fost să este mai mult bani. Credeți-mă că nu mă duce la asta. Dar vreau să vă atrag atenția că în afară de principiile medicale, că transportul în utero, asta înseamnă, bineînțeles, să transportăm și să trimitem gravida și să naștem normal aici. Trebuie să știți că există o tendință pe plan mondial și mai mult și în România ca nașterile fiziologice să fie la domiciliu. Deci chiar nu văd de ce este problemă prezența neonatologului după amiază. Da, este problemă prezența pediatrului sau a neonatologului în condițiile de urgență. Dar aceste condiții de urgență nu ni le dorim. Nu cred că n-am făcut față. Trebuie să mai știți încă un lucru despre data de pediatrie. Da. Am fost solicitați, suntem solicitați și mergem la în maternitate. Egal unde va fi acea locație. Această bucătură va aparține dumneavoastră. Dar trebuie să știți un singur lucru, că legal vorbind, în perioada de timp în care medicul specialist pe pediatrie, care ieșește din camera de gardă, nu trebuie să știți că în pediatrie solicitările la camera de gardă se fac și pentru urgențe care nu sunt urgențe de cod roșu. Cum o să exprim eu cu mii părinte? Că nu așteaptă că eu am o problemă urgentă pe viață. Desigur, îi voi spune. Dar cum va înțelege acel părinte lucrul ăsta? Spuneți-vă fiecare situația dată și credeți-mă că nu este ușor și nu este simplu. Bineînțeles că cel mai important lucru care va trebui să-l luați în seamă este cum se întâmplă. Suntem specialiști pediatri și nu neonatologi și asta vom și rămâne egal unde va fi locația noastră. Mă rog, trebuie să vă mai spun că din locația actuală se ajunge greu la maternitate. Cu toți suntem de acord cu asta. Că locația molii 24 este mai apropiată sau nu, asta știți mai bine cu gravirea orașului, o știu eu. Dar în tot contextul ăsta, noi putem fi de acord cu mutarea, am fi onorați să ne luați și pe noi în calcul, în toată situația dată, atunci când se va cuveni lucrul ăsta. Și până atunci, probabil că lucrurile ar trebui un pic să le punem la cap și să ne înțelegem. Să ne înțelegem în primul rând tehnic și după aceea restul lucrurilor care pot să fie sau nu ori.
am auzit vorbe cum că mutarea genului pediatric e ceva care nu poate să intre în discuție, spun eu, având în vedere caracteristicile de vârstă a pacienților despre care vorbim, despre care au luat circuite și așa mai departe. Sper doar că a fost la nivel de om. Nu sunt datoare decât să văd, dar atenția că nu e viață în discuție. Din start, nu e viață. Deocamdată atât. Vreau doar să văd că avem nevoie de resurse materiale, dar avem nevoie de resurse umane. Nu ne faceți în situația în care să se mai mult. Mulțumesc! Da. Domnul Rolea, nu, haideți acum dumneavoastră. Da. Păi da, acum nu mai e, nu o să... Sunt directorul economic al spitalului Sibișoara. Țin să vă precizez faptul că lucrez în spital din anul 1998 și de cursul activității mele de structurat de aici, am avut plăcerea de a lucra cu mai mulți directori, respectiv manager de spital. Am început cu domnul dr. Vucinoș Cornel, am continuat ulterior cu dr. Vucu, profesor Mașca Aurelia, într-o perioadă foarte scurtă de timp a fost managerul interimar, doamna dr. Zeață Andreea, ulterior domnul dr. Strat și acum din nou doamna dr. Mașca Aurelia. Pot să vă spun faptul că problema clădirilor în care spitalul de Țeșoara, Civitatea și secțiile și compartimentele spitalului este o problemă gravă și foarte veche, de care s-a știut dinainte de 1998 când am venit eu la spital. Ce vă pot spune însă, că într-adevăr, maternitatea care funcționează în clădirea de pe strada Goii, pe lângă faptul că este foarte veche, clădire istorică, are cea mai slabă structură de rezistență. Deci este groasă. Mă și mie, cu vina roșie, a trebuit să stea tot timpul pe această clădire. În această perioadă, pot să vă spun cu mâna pe suflet că fiecare manager din 98 încoace nu a existat an în care nu a făcut note de fundamentare, se răspund doar pe asistente, și în care nu a făcut solicitări de sume pentru reparația capitală a clădirilor în care funcționează secțiile spitalului. Acestea erau cuprinse într-un plan anual, un proiect de bugetat și estimativ că următorii 3 ani, exact așa cum prevede legea finanțelor publice, 500 pe 2002. În același timp, pot să vă mai specific faptul că medicii șef de secție, la fiecare sfârșit de an, întocmesc un plan de achiziții. Acest plan de achiziții este centralizat la nivelul spitalului și se întocmește planul de achiziții pentru următorul an, exact așa cum prevede legea. Proiectele propuse de șefii de secție și de compartimente, aprobate în comitetul director, sunt apoi aduse la cunoștința acestora, astfel încât toți șefii de secție, în fiecare moment, cunosc planul de dezvoltare a spitalului. Asta a fost partea introductivă. Pot să vă mai spun faptul că până în anul 2010, spitalul a fost în subordinea Ministerului Sănătății. Din iunie 2010 a trecut în subordinea autorității publice locale. În aceste perioade de timp, pot să menționez faptul că în 2006 a fost cuprins spitalul, cum am auzit și ați auzit cu toții, într-un proiect de construcție a unui spital nou, a fost inclus de către Ministerul Sănătății, pentru care au fost alocate fonduri pentru întocmirea studiului de fezabilitate. La momentul respectiv, conducerea spitalului, împreună cu conducerea și cu Consiliul Local, a considerat oportun și oportună locația din Zaharia Boiu 29, unde este curtea spitalului, unde sunt secțiile, majoritatea secțiilor și compartimentelor din spital. Ei, persoana, firma care a câștigat întocmirea studiului de fezabilitate, a atras atenția în mod foarte clar atât conducerii spitalului, Consiliului Local și inclusiv Ministerului Sănătății că acel spațiu este impropriu pentru construirea unui spital care se asigură suprafața legală determinată de numărul de paturi, circuitele funcționale și spațiile verzi, fără demolarea altor clădiri. Demolarea celorlalte clădiri ar fi însemnat automat mutarea și activitatea secțiilor din acele clădiri, unde?
În perioada 2010, cu toate solicitările noastre, deci până în 2010, cu toate solicitările făcute de toți directorii și pot să vă arăt, inclusiv în acest an, a fost trecut pentru proiectul de buget pe 2016 și estimativ 2017 până în 2019, pentru proiectele de investiții, au fost trecute sume pentru aparatură și pentru repararea capitală a clădirilor în care funcționează secțiile de spital, cu cofinanțare din partea autorității publice locale. Asta ce înseamnă? În condițiile în care Ministerul aprobă un obiectiv de investiții, de exemplu mutarea maternității, atunci, în funcție de procentul pe care autoritatea publică locală este dispusă să-l aloce și în principal ar trebui să fie pentru reparații capitale cel puțin 3% din valoarea investiției, atunci proiectul este aprobat și va exista o hotărâre de Consiliul Local în care sumele respective sunt puse la dispoziția spitalului. Poate din cauza aceasta, domnul consilier, întrucât nu au fost aprobări de reparații capitale după 2010 încoace pentru spital, nu au de unde să știe acordul de principiu pe care fiecare primar la vremea respectivă l-a făcut pentru sprijinirea reparațiilor capitale la clădirile spitalului. În perioada 2008-2010, singurele sume pe lângă aparatura medicală care a fost achiziționată din banii Ministerului Sănătății au fost alocate pentru următoarele obiective de investiții. Ambulatorul integrat de specialitate, aproximativ 316.000 de lei, repararea capitală a corpului de clădire A, în care funcționează acum compartimentul de vinil urgențe și secția compartimentul de boli infecțioase, aproximativ 1.000.000 de lei, și reparația capitală a dispensarului TBC, în valoare de aproximativ 125.000 de lei. Acestea au fost sumele primite de la Ministerul Sănătății pentru reparații capitale. Ministerul Sănătății nu dă bani pentru reparații curente. Aceste reparații curente au fost suportate din banii spitalului, din veniturile încasate din contractele cu Casa de Asigurări și până în 2012 de la bugetul local cu sumă minim 30-40.000 de lei folosite exclusiv pentru zugrăvări și igienizări în secțiile spitalului. În luna martie 2014, după controlul tematic, care a avut ca subiect verificarea spațiilor și a condițiilor de igienă din cadrul spitalului nostru, așa cum au spus și celelalte colegi ale mele și doamna doctor a menționat faptul, Corpul de Control al Direcției de Sănătate Publică a tras câteva semnale de alarmă. În primul rând, a specificat faptul că sunt deficiențe din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare și de circuite pe mai multe secții și compartimente ale spitalului. De exemplu, sunt lipsă de grupuri sanitare, nu sunt spații pentru depozitarea ustensilelor de curățenie și dezinfectare. Și în același timp a solicitat găsirea urgentă a unui spațiu pentru mutarea secției de obstetrică ginecologie și a compartimentului de neonatologie, astfel încât acesta să funcționeze în condiții normale și acceptate din punct de vedere legal. Pentru sumele necesare reparațiilor curente pe secțiile și compartimentele spitalului, în comitetul director și cu comisia tehnică din cadrul spitalului, s-au făcut niște calcule și s-a ajuns la concluzia că suma de 150.000 este necesară pentru aducerea la zi a prevederilor și a recomandărilor date de către inspectorii Direcției de Sănătate Publică. Această sumă a fost fundamentată înaintată Consiliului Local, iar consilierii au aprobat-o în următoarea ședință de Consiliu, astfel încât, până la termenele date de către Direcția de Sănătate Publică, noi să putem aduce la zi și îndeplini prevederile stabilite. Problema care a urmat ulterior a fost găsirea spațiului pentru mutarea secției. Într-adevăr, suntem de acord cu dumneavoastră și suntem perfect de acord cu faptul că un spital nou este binevenit. Problema se pune referitoare la urgența mutării acestei secții și faptul că noi am găsit spațiul alocat în strada Morii a venit ca urmare a faptului că s-a eliberat. Era 95% gol, era o clădire relativ nouă și din câte s-a discutat cu reprezentanții inspecției de la cadrul hotelului, prin reamenajări și recompartimentări, era posibilă mutarea acestei secții și acestui compartiment acolo.
în afirmație, după procesul verbal, s-au avut numeroase discuții în cadrul comitetului director. S-a discutat în Consiliul Medical al Spitalului, precum și în Consiliul de Administrație al Spitalului și s-a ajuns la concluzia că ar fi benefică înaintarea spre aprobarea Consiliului Local a acestei propuneri. A fost o propunere pe care, la vremea respectivă, a considerat-o aptă, fiabilă, tocmai cea mai bună posibilă, din cauza faptului că era clădirea liberă, era în spitalul, era în administrarea noastră și ne costa, fără să fie nimic înăuntru. Aproximativ nimic înăuntru, pentru că peste iarnă trebuia să lasă meargă gazul, pentru ca țările să nu puse, să nu înghețe, era un pic de energie din cauza faptului de exista centrală și alte costuri. Și atunci am considerat că aceasta este cea mai bună soluție la momentul respectiv. Nu am impus nimănui să se facă asta, nu am spus că este numai decizia noastră, ci am considerat-o ca atare. Este o soluție oportună și posibilă acum, pentru o perioadă scurtă. Aș vrea să vă întreb, s-a ridicat problema în cazul în care am mutat și am vinde clădirile cele două. Vreau să vă întreb, Politehnica o vinde, dar unde mutăm OG-ul și marcii copiii până vinde? Ce facem cu ei? La sector vinde? Sunt ale Consiliului Local. Noi le avem doar în administrare gratuită. Altă întrebare, alte lovituri, alte obstacole de care ne lovim. Suntem de acord și să știți că suntem dispuși chiar să acceptăm construirea unei clădiri noi. Întrebarea mea este legată de bani. Exact. Mereu, bani. Vreau să știu sursa de finanțare. De unde? În cât timp? La fel e pentru ambele. Exact. Nu. Ideea este să fim convinsă. N-am făcut calculele. Foarte sincer, n-am făcut calculele. Nu știu cât ar costa un bloc materno-infantil nou în curtea spitalului. Nu știu dacă se pretează la construire în curtea spitalului, având în vedere că subsolul terenului este plin de țepi și de conducte de gaz, de apă și curente electrice. De asta zic, nu sunt pe specialitate, nu știu. Pentru ca să facem un studiu de dezabilitate, să vedem care din cele două oferte este mai avantajoasă, aș avea nevoie de o sursă de finanțare pentru demis. Era ideal în 2014 să se ceară acest lucru. Și în timpul de astăzi să fie în 2014. Consilierilor am realizat propunerea noastră. Nu, atunci să nu înțelegeți că nu găsește nimeni de vină. Nu. Noi v-am spus, am încercat să găsim cea mai bună soluție. Nu suntem de specialitate. Ar fi trebuit, poate, nu știu, și din partea celorlalți care se cunosc mai bine decât mine să spună ce ar trebui să facă. Partea noastră este spitalul, nu are un compartiment nemaipomenit de mare la partea tehnică, să ai inginer și specialiști de toate felurile care să te ajute și să te îndrumă în partea care este cea mai bună. Deci nu suntem, să nu ne înțelegeți greșit, și nu de este nici spitalul dumneavoastră, nici abuză blău și nici oameni. Sper că ăsta nici nu este proprietarul funcțiilor. Deci noi încercăm. Consiliul Local. Sigur că da. Este astăzi într-adevăr o soluție din care să iasă... Mai da 10.000 de euro să facă și un deviz pentru o clădire nouă. Câți metri pătrați? Deci eu cu asta să termin 2.700 de euro. Nu știu. Mie mi-ai făcut? Nici nu face. Vreau să precizez propunerea mea. Să nu se aibă o tradiție cu cea propusă. Vreau să spun. Noi nu schimbăm o clădire de alta. Noi facem un act medical. Asta trebuie în primul rând să se înțeleagă. Dacă avem posibilitatea să facem un act medical de calitate și modern, atunci trebuie să alegem actul de calitate și modern, pentru că noi construim un corp de clădire al spitalului. Bun. Pentru a motiva acest lucru, vreau să vă aduc în vedere modul cum se asistă acum la naștere. Secția obstetrică și ginecologie este situată la 3-4 km de spitalul Sibișoara și de secția pediatrică. În cadrul maternității funcționează secția obstetrică și ginecologie cu program permanent acoperit de cadrul mediu și cadrul de studii superioare al medic și compartiment neonatologie cu program 24/24 acoperit de personal mediu
și un program 8-14 acoperit de medic, deci personal cu studii superioare. Ceea ce înseamnă că în timpul gății după amiază și noapte, în maternitate, nu este niciun medic pediatru sau un neonatolog și la naștere nu este prezent. Ceea ce nu corespunde cu asistență medicală sigură și puternă a născutului la naștere. În caz de urgență, suferință fetală, vorbim de acel 5% de care se spunea, da? Suntem nevoiți să solicităm medicul pediatru pe gardă afară la 3-4 km distanță. Conform legii, acesta nu poate părăsi garda și deci este nevoit să refuze asistența de urgență a născutului în acest... În decembrie, nu mă obiectă. Da, dar nu am zis. Nu e adevărat. Doamna manager, ne-a dat cârtie în decembrie, că medicii pediatrii nu mai pot să vină la naștere, am cârtie acum, în care, conform legii, nu aveți voie să părăsiți serviciul de gardă. Este adevărat. Nu, domnul doctor, și eu doresc să respectați legea. În acea adresă, în acea adresă care am trimis-o către dumneavoastră și se poate verifica la sediul spitalului, v-am cerut să respectați criteriul 1B. Același lucru vă cerem în continuare. Faceți o confuzie în calitate. Ba da, domnul doctor, că aici este problema. S-a creat o falsă problemă pe mamă și copil. Repet, o falsă problemă. Conform legii, este la mine. Puteți să o studiați cu toți. Este ordinul 910 din 2002. Gravida cu risc se trimite la Târgu Mureș. Atât am avut. De atunci nu dezinformat. Și eu și doamna doctor vă spunem același lucru. Să vă respectați unul pe nu că nu venim. Și vorba doamnei doctor, când ne-ați chemat și n-am venit? Când? Să știm și noi. Nu este încrâncenare. Chiar deloc. Chiar deloc. Se poate verifica actele în scris. Da, deci, nu vorbim de nerespectarea nivelului 1B, vorbim de urgențele care pot să apară cele 5% neprevăzute. Deci, într-un caz obișnuit, am și menționat, dar nu ați vrut să ascultați. Deci, era vorba de cel 5% urgență care vine pe un caz pur și simplu obișnuit, dar se întâmplă să sufere copil. Da? Bun. Sunăm la 112, pentru că sunt situații în care mi se spune că medicul pediatru nu poate veni, da? Pentru că are o urgență în pediatrie. Sunt și cazuri de genul acesta, da? Bun. Fie prin mobilit. Când sunăm la 112, mi se trimite un medic pediatru, o se mobilizează medicul pediatru din Sfișoara, prin 112, adică îi se dă un fel de derogare, pentru că, într-adevăr, conform legii, nu trebuie să-și părăsească data, eu am și susținut de aceasta, așa? Sau se trimite o unitate mobilă de pediatru. Din păcate, în tot acest timp, când noi stăm la telefon, nu născutul și poate chiar mâine. Pentru că la căpătâiul lui nu este asistență medicală specializată, deci nu este un medic pediatru sau un neonatolog. Într-adevăr, își au specialitate de pediatrie. Dar în alte orașe de categoria noastră, gen Buduș, gen Rechi, pediatria privind lângă ginecologie, medicul pediatru este într-un minut acolo și îl poate ajuta. Da? Eu nu cred că putem raporta acel 5% că nu-s multe cazuri. În condițiile în care copilul dumneavoastră sau al meu, cel care suferă, este enorm să fie printre cei 5% care suferă. Bun. În caz de urgență, suferința mamei sau unei bolnave ginecologice în decis sau tratament de specialitate, pacienta trebuie să aștepte până este transportată pentru un tratament de specialitate. Deci și mama poate suferi la fel de mult ca unul născut, pentru că nu avem o specialitate care să cuprindă tratamentul integral al unei femei. Toată această situație dramatică cu care ne confruntăm periodic ar putea fi evitată dacă secțiile de obstetrică, ginecologie și pediatrie și-ar desfășura activitatea în aceeași clădire. Inițial am fost încântat de inițiativa mutării secției OG în alte locații, dar am constatat că locația de astăzi nu rezolvă problema asistenței medicale la naștere cu care ne confruntăm zilnic. Am discutat de echipa de arhitecți implicați în reamenajarea clădirii pentru supraetajarea clădirii policlinicii și amenajarea unei secții de pediatrie, dar mi s-a spus că nu este posibil din punct de vedere tehnic. Mai nou, acum a apărut această soluție care ia foarte mult din spațiu și nu va mai fi spațiu de parcare, dar
Mutarea secției obstetrice și ginecologie, noua locație propusă conform proiectului de hotărâre, ar fi benefică numai din punct de vedere lucrativ potențial, pentru că nu îmbunătățește cu nimic asistența medicală la nașterea unui născut. Asistența medicală la naștere s-a comportat ca și cu dormi. Adică fără medic neonatolog sau pediatru de naștere, am auzit că dai un finish. De aceea vă rog să luați în considerare propunerea ca primăria și copilul să găsească soluția pentru a construi un bloc comun obstetrică, ginecologie și pediatrie în curtea spitalului, unde, conform consultărilor mele, suprafața este suficientă. Vreau să vă spun că, înainte de a realiza această propunere, am discutat cu profesor doctor în medicină obstetrică și ginecologie, Sobelan, metodolog șef pe județul Mureș din partea Ministerului Sănătății și care este de aceeași părere. Da? Dânsul a și spus că nu se justifică cheltuirea unor sume importante numai pentru condiții de cazare, dacă nu se ține cont și de îmbunătățirea actului ridicat. Puteți vedea interviul dânsului la ștTV și o să vedeți punctul de vedere al dânsului. De aceea, un bloc comun, obstetrică, ginecologie, pediatrie în curtea spitalului, eu consider că o soluție viabilă ar putea fi pe patru nivele. La demisol, s-ar putea centrală termică, utilități, bucătărie proprie și probabil se poate la laboratorul de anatomie patologică ce își desfășoară activitatea în condiții proprii. La parter, cabinete medicale de urgență, specialitățile de ginecologie și pediatrie, cabinete medicale din ambulatoriu de specialitate pentru toate specialitățile spitalului, pentru ca pacienții veniți la consultații în ambulator să nu se mai plimbe kilometri între clădirile spitalului, așa, la etajul 1 pediatrie, etajul 2 obstetrică ginecologie. Care ar fi avantajele? Acordarea asistenței medicale la naștere în condiții moderne și prezența medicului neonatolog sau pediatru la naștere fac ce ar îmbunătăți semnificativ calitatea actului medical și ar crește încrederea populației în serviciile medicale acordate în secția obstetrică ginecologie Sibișoara. Efectuarea operațiilor de ginecologie nu ar mai necesita transportul preoperator și postoperator al bolnavilor și a echipei operatorii la loc operator din secția chirurgie, situația normală și penibilă atât pentru corpul medical, mai ales pentru paciente, accesul la serviciile de terapie intensivă, postoperator și supravegherea evoluțelor operate de către personal specializat. Momentan nu sunt supravegheate decât de personal, nu avem asistentă de terapie intensivă care să le supravegheze, medicul anestezist nu este, pentru că este în altă locație, deci le supraveghează tot medicul ginecolog și cu personalul din ginecologie. Așa? Prezența medicului anestezist în imediată apropiere și posibilă intervenția acestuia în caz de urgență în câteva minute, prezența serviciului medical de urgență în imediată apropiere și acordarea asistenței medicale în caz de urgență, transferul nu mai face la bolnavilor în stare critică ce necesită transfer de urgență la Târgu Mureș. Secția obstetrică, ginecologie și pediatrie, dacă ar fi într-o clădire nouă, bine izolată, ar presupune cheltuieli de întreținere mult mai mici, energie electrică, gaz, apă, personal de întreținere și pază. Menționez că la ora actuală, corpul de clădire din obstetrică, ginecologie nu are pază decât pe hârtie, ceea ce totdeauna sunt de personalul sanitar este expus, pentru că nu este pază. Da? Nu necesită cheltuieli de transport al bolnavilor la consultii interclinic, de transport al alimentelor, lejerii, medicamentelor și actelor, care se face cel puțin de 10 ori dus întors în fiecare zi, un consum de carburant. Gruparea ambulatorului medical al spitalului și accesul acela al bolnavilor la servicii medicale, bolnavii nu mai sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari, am spus acest lucru. Doresc să vă menționez că toate mamele care se prezintă la maternitate vin pentru asistență medicală la naștere. Și aceasta presupune prezența medicului obstetrician și a celui neonatolog sau pediatru. De aceea consider că aceasta este prioritatea numărul 1. Iar un bloc comun obstetrică, ginecologie și pediatrie ar rezolva această problemă. Chiar dacă vorbeam de prezența medicului pediatru chemat în gală. Bun. Are loc urgența. Până vine medicul pediatru, durează 15 minute. Îl chemă, sună, nu este lângă lui, 15 minute. Până vine, dacă este transport, că s-a întâmplat să poată să vină în jumătate de oră, într-o oră, nu că nu acordă. În cele 15 minute, cine acordă? Eu sunt supus, eu, toți colegii de la ginecologie suntem supuși acuzațiilor de malpraxis.
și o știi pentru că am pățit. Deci vrei să faci bine și ți se poate întoarce înapoi să spună că faci rău. Și pe de altă parte, de ce este nevoit copilul să sufere o intervenție a unui medic care nu este specializat în acea intervenție, când ar putea să fie ajutat de un medic cu o specialitate complementară? Sunt convins că fiecare dintre noastre conștientizați importanța asistenței medicale la naștere și asistenței medicale în general. Ăsta este motivul pentru care este necesar un loc comun în curtea spitalului. Considerate în toată lumea modernă ca risc obstetrical, trebuie să vă spun eu pediatru, dar și noi facem la un moment dat specialitate comună. S-ar putea ca un procent mult mai mic, poate sub 1%, cum am constatat și noi, să se prezinte în urgență cu adevărat. La câte urgențe, așa zise urgențe, cu ghilimelele de rigoare, ne-ați chemat la maternitate, care erau internate cu 3 zile înainte. Asta am vrut să vă spună doctorița Bumbulea. Deci procentul de urgențe cu adevărat, care vin în extremis, în expulzie, la naștere, este foarte mic. Nu este o încrâncenare. Vorbesc din punct de vedere al medicului pediatru. Ce se întâmplă dacă, într-adevăr, vine o mămică în expulzie, într-adevăr, în urgență, și eu, Mașca Aurelia, medic de gardă, ieri în pediatrie, în același moment sunt agrenată în rezolvarea unei convulsii febrile. Păi vă spun din stat, și dacă sunt în corp comun cu dumneavoastră, la 2 pași, cu siguranță că părintele respectiv nu îmi va permite să-i părăsesc copilul și să mă duc să reanim unul. Deci ceea ce am vrut să vă spună doamna doctor Vuvuia, că nu ne putem clona în același timp. Indiferent de locația în care suntem. Deci, repet asupra oară, citiți cu atenție Ordinul 910 și vedeți ce înseamnă ierarhizarea. Sigur că ceea ce descrieți dumneavoastră ar fi ideal să avem în Sighișoara și noi ne dorim acest lucru. Dar este deja nivel 2 A sau B. Nu este B, nu este posibil. Cu foarte mare greutate am reușit să aducem un medic neonatolog care este în pregătire. Nu-i luăm de pe rar. Încercăm să-i atragem pe toate părțile. Uitați-vă acum doar cu discuțiile legate de mutare, în condițiile în care ar putea să lucreze într-un loc modern, curat, demn de secolul 21, s-au înscris 3 ginecologi la concurs. Să discutăm concret, doamna doctor. Deci, în cazurile care prezentați dumneavoastră, în cât am fost eu implicat în care a fost bolnavă internată 3 zile? Păi, să spun așa un loc. Păi veniți și îmi dați niște argumente care pe mine nu mă implică. Da? Sunt lucruri... Eu v-am înțeles. Și este normal. Am și spus că din punct de vedere legal nu puteți... Văd o statistică a spitalului și să arăt lucrul ăsta. Chiar nu mă faceți. Chiar vă rog. Chiar nu mă faceți. Știți ce vă rog? Eu cred că suntem prea tehnic problemele astea. Haideți să vedem ce facem. Uite, domnul doctor Matei, vă rog. Matei mă numesc, sunt aici în calitate de angajat la Spitalul Municipal. Din păcate, am și calitatea efemeră de consilier local. Cred că să vă... Mulțumesc! Scopul pentru care suntem aici. Vorba de a muta o activitate dintr-o clădire într-o altă clădire. Premisa mie mi se pare foarte dezechilibrată. Soluțiile sunt ilegale. Avem de-a face cu o soluție una materială, reală, legală și o soluție care e un deziderat, e seducătoare, într-adevăr, îndrăzneață, în spital nou și așa mai departe, care știi foarte bine că nu se va face. Ori nou în spital. Ori, nu are importanță. Că deja intrăm în chestiuni tehnice.
Aceasta e soluția materială, o avem în fața noastră. Nu fac activitatea în această perioadă. Restul discutăm. Domnul Martin, dacă naște soția dumneavoastră și nu este super copilul, o să mai fiți un asemenea adept al acestei soluții? Nu știu acum, deci, dacă mergem pe chestiune emotivă, să vă supere copilul. Dar, vorbim de o clădire, vorbim de o clădire care o să cadă. Care? Care? Prezent alocație. Păi, dar noi, pe noi ne interesează. Dar noi avem variabile la timp între prima soluție și a doua soluție. E o chestiune de timp. E o chestiune de timp. Poate 1 milion de euro în ceva care peste 5 ani sau peste 2 ani se spune că nu poți să... Domnul doctor, vedeți dumneavoastră care sunt problemele? E posibil să nu se facă un corp nou. Legislația asta nu permite lucrul ăsta. Legislația nu permite spital. Corp de clădire permite. Iar ce a spus doamna Zăblău, se referea că în curtea spitalului nu poți să faci un spital de 251 de fapte. Așa, cum să înțelegi mai bine, ca să înțelegi mai bine. Domnul doctor, dar nu? Aici n-am pornit să vorbim despre calitatea actului medical, care știți bine cum este și cum o să fie. Că putem face o clădire nouă, excepțională, dacă toți aceiași oameni sunt. Aici e problema de o clădire care stă să se dărâme. Și ne trebuie o soluție viabilă, imediată, care are coordonată timp, să se mute într-un alt loc. Dar nu se mută până în octombrie. Dar de ce domnul consilier, imediată? De ce am ajuns ca să fie imediată? Asta nu-i răspund. Asta e altă problemă. Iar întoarcem, ne învârtim în jurul cozii. Nu știu, avem câțiva reprezentanți din director. Nu știu care e pentru rost. Da, e o problemă destul de delicată. A fost tratată și în Consiliul Local, a suscitat foarte mult interes. Domnul doctor Popeanu, domnul doctor prezent aici Rolea, domnii consilieri câțiva, s-au raliat părerii domniilor lor și au întors peste cap un proiect votat de Consiliul Local încă din 2014. Eu mă raliez poziției domnului doctor Matei, în fața unei situații reale, de fapt, pe care o avem și pe care se poate realiza în scurt timp, și comparând cu o utopie care e realizabilă peste nu știu câți ani sau niciodată, eu aș prefera această variantă. Dar dacă domnule doctor, până în octombrie, când s-ar putea prelungi acreditarea acestei policlinici, nu veți mai avea autorizație de funcționare la actuala maternitate. Ce veți face? Să închide maternitatea. Cum ai primit și până acum se va primi, nu va închide nimeni, se va reduce probabil activitatea operatoare pe care o vom face în spital și se va putea funcționa. Dacă se hotărăște. Ideea este că trebuie să facem nu o clădire. Noi nu salvăm clădire. Noi salvăm activitatea unui spital. Deci unei secții. Deci, 677 de mai, nu este vorba la deschiderea maternității pe care funcționează. Nu este mai multe de spital. Nu se închide spitalul. Uitați, eu pot să susțin salariile cât o să pot în vânt toate lucrurile dacă se închide maternitatea. Haideți să vorbim. Acestea sunt niște presiuni făcute ca să nu ajungem la o soluție viabilă. Nimeni nu cere să ne mutăm acum. Dar de ce nu putem face un studiu comparativ și să vedem o clădire nouă, care îți asigură o funcționalitate mult mai bună și care în timp îți va da rezultate mai bune. Haideți să vedem Cel care l-am avut la mână, am reușit să facem să plece, a rămas în Sinjoara, l-am plecat din spital. Da? Păi acum discutăm de... Noi vrem să îmbunătățim spitalul. Vrem să ajungem în oraș european, da? Păi atunci, haideți să facem și activitate. Haideți să ne mulțumim numai cu ștersul băncii, în loc să și facem altceva. Păi,
Tot mi se spune, sunteți 1B, sunteți 1B. Dacă medicii au competențe, oricum, multe din operațiile care le facem, le facem pe responsabilitate personală. Aia e grav. Aia e și mai grav. Da, eu n-aș fi zis chestia asta. Are dreptate în fel și s-au făcut presiuni, însă presiuni s-au făcut din partea unui alt grup politic. Și-a făcut dreptate Oxii adinea ori când spunea că totuși e o chestiune politică aici. Normal. Se apropie, nu se apropie alegerile, dar există lucrături oculte, mizerabile, care... Domnule! Inclusiv doctor Oceanu, recunoscut în ședința de Consiliu, că mai iasă un alt proiect să se facă o policlinică particulară și o cumpere nu știu cine. Hai să alegem în mâinile astea. Lăsăm să se vândă această policlinică când poate să transforme sau să se transfere maternitatea sau facem o policlinică privată. Ce mai bun pentru Sighișoara? Soluția e foarte mult, dar oportună, asta e ideea. Eu încă n-am înțeles. Este sau nu este oportună? Am auzit-o cu două puncte de vedere și nu știu cum să le dicem. Nu, din nou, părerea mea... Ți-a aduce aminte ce ți-am spus atunci. Poate părerea mea. Nu ai destul să scoți niște zboruri și să... Nu, nu, nu. Însă, prea multe patii. Exact. Terminați această discuție. Când, de fapt, ar trebui să fie cât mai simplu. Și până la urmă, decizia va aparține consilierilor. Dar când dați voie să intervin puțin, nu știu dacă mai e cineva. Eu zic că puțin am plimbat pe lângă tema care am avut-o astăzi. Mulțumesc domnului Ursu pentru că a spus un adevăr, mulțumesc domnului Goța, mulțumesc domnului Moldovan. Domnul Moldovan, vă rog frumos să nu confundați instituția primăriei cu politica care până acum a fost aplicată prost. Și nu mă confundați pe mine cu Terchea Berchea, care nu sunt Terchea Berchea. Dacă a fost ales de un consiliu local, pe un mandat, până la alegeri locale, vă rog eu frumos, nu folosiți asemenea expresii, pentru că eu inclusiv astăzi am refuzat să semnez un raport care l-a făcut cei de la Apele Române. În urmă cu două săptămâni, știe și presa, am refuzat un alt act, un raport, făcut de Garda de Mediu, pentru groapa ecologică. Considerați oameni buni că mă ocup de probleme. Nu sunt pe lângă obiect. Și n-am venit aici ca să fac scuze și n-am venit să completez pe nimeni. Este un aparat de specialitate, dar noi din oraș, eu cel puțin îl respect, vă spun sincer. Și spunea foarte bine și domnul Pavel și Cătălin, domnule, eu am venit aici să vedem ce fac. Domnilor, doamnelor, domnilor, nu vă gândiți că eu sunt părtinitor cu doamna Mașca. Vă jur că nu e adevărat, dacă credeți chestia asta. Eu sunt părtinitor cu ceea ce vrem noi să facem. Eu nu hotărăsc. Asta le spun și la colegii din primărie. Ori dacă asta se crede, vă înșelați. Eu nu tânjesc nici după primar, nici după vice-viceprimar și așa mai departe. Vă înșelați, vă spun eu. Am venit aici să urmez să schimb puțin lucrurile. Și să știți, fără laudă, puțin, puțin am început să le mișc altfel. Nu semnez niciun document trecut care mie mi se pare absurd. Indiferent ce presiuni mi se fac. Hai semnează procesul verbal că n-am timp. Hai tu comisie că n-am timp. Hai nu știu unde și așa mai departe. De ce sunt aici? Iar ceilalți care au fost 12 ani, 13 ani, pe ei nu i-a scuturat niciodată. Acum ne scuturăm noi, sigur, de acord. Trebuie să luăm măsuri în așa fel încât să o ducem mai bine înainte, că bine nu o ducem. Aia vă spun sigur. Și eu nu știu, eu am ajuns la un moment dat să fiu puțin am ajutat. Și vă spun că am și toate motivele mele, pentru că văd că foarte multe lucruri mi se reproșează mie. Și am greșit oameni buni de 7 luni de zile.
Și această chestiune care îmbracă o voință a Sighișorii, eu zic că trebuie să o respectăm. Ați văzut dezbatere publică peste ședința de Consiliu din 2014, două chestiuni de ordin tehnic retrase de către președinții de ședință, primiți proiectul în comisie de specialitate și așa mai departe. Domnule, nu vreți să facem? Nu facem. Veți avea de suferit, eu așa zic, din punctul meu de vedere, nu că veți avea de suferit, vom avea de suferit. Iar aici, Iulian, scuze-mă că spun, dacă nu ești de timp. Nu, este mult mai simplu, după părerea mea, ea mea, părere, să facem ceea ce vrem să facem prin expunerea unui arhitect, ca și timp, pentru că, cum să spun, timpul pentru a efectua ceea ce s-a prezentat aici este mult mai scurt. Eu am spus foarte clar că nu se poate bugeta într-un an, dar se pot face demersurile. Deci, dar mult ianuar putem să rezolvăm problema. Chiar spusul de poporul din Sighișoara, băi, facem maternitate sau nu facem? Vreți să o ținem sau nu? Reducem de la nivelul de investiții. De ce nu s-au preocupat toți din primărie și ceilalți care au condus executivul? Să facă aceste proiecte europene. Eu vă spun sincer că le-am demarat. Am spus-o și înainte la cealaltă ședință publică, cu alt scop, al arhitecților, că și domnii de la Cluj, de la Reghi și în alte parte vin și aruncă mizeria. Unde? La noi, în curte. Nu le-a spus să le fie rușine. Dar nu așa se etichetează un oraș ca Sighișoara. Aveți curaj să veniți să ne ajutați? Poftiți, veniți! Exact ce a spus și cu groapa ecologică. Așa a spus groapa ecologică. O mizerie neecologică. Asta este groapa. Și mai sunt o grămadă de alte lucruri care o să vi le spun public. Vă garantez că vi le spun. Și chiar dacă deranjează pe cineva, nu tânjesc după vezi, Doamne, să fiu acolo în biroul ăla. Nici n-am fost în birou, ca să știți. Am stat în biroul ales de colegii din Consiliul Local, viceprimar. Deși tot lumea a zis, du-te acolo. Nu. Pot să stau și afară pe hol, dacă e vorba până acolo. Sunt unii cu care respect, probabil, urcarea cetată. Unic. Mă duc pe jos și vin pe jos. Cu mici excepții, când iau mașina primăriei să mă deplasez în anumite locuri. Ăsta sunt eu. Și vă rog frumos, nu mai spun nume, luați-o ca atare și hotărâți dumneavoastră. Oricum, votul, dacă se va pune acest proiect pe masă în Consiliul Local, aparține domnilor consilieri. Și domnul Bolovan, eu în 2 iunie sau în 3 iunie, sau când o să fie, eu, Ionel Gavrilă, nu mă duc să-i pun pe tavă proiecte. Vă înșelați, eu nu sunt ăla. Dacă alții au fost și au semnat documente anexe la contracte, se răspundă. E aici Mircea Iacob, întrebați ce a făcut astăzi. Am respins din nou, am refuzat să semnez din nou un document de la Apele Române. Tot timpul primăria, noi, Consiliul Local și primăria, suntem vinovați pentru tot. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Vă rog să mă scuzați, îmi cer mii de scuze și doamna manager, vă rog frumos să explicați, știu, mare, dar să fiu foarte scurt. Ne-am lămurit. Eu zic că ne-am lămurit foarte mult. Din respect pentru dumneavoastră, am avut și eu câteva cuvinte să vă spun. Deci eu n-am venit aici ca să fiu nici puțăr de lux, nici să mă dau mare în această primărie. Clar. Și ca să vă spun încă un adevăr, m-a întrebat cineva, n-avem arhitect șef. De ce nu avem arhitect șef? Am întrebat pe dâng și aici. Era un domn care stătea lângă mine. Și care mi-a făcut proces penal. Și procesul l-am câștigat, pentru că